La Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj a avut loc un nou concert de jazz. Acesta a făcut parte din activitățile propuse pentru Muza Fest 2017. Este vorba despre un spectacol-concert sau un concert-spectacol, așa cum ar putea fi descris proiectul New Landscape al actriței și cântăreței Ana Maria Galea și al pianistului Daniel Cicoș, care de această dată au venit în fața sălășenilor cu un concert deosebit. Bine ați venit sau ați revenit la Centrul de Cultură și Artă județului Sălaj. Această seară jazz la centru, în cadrul Festivalului Artelor Muza Fest. Vă oferim cu sprijinul lui Lucian Ban un concert susținut de Ana Maria Galea la voce și de Daniel Cicoș la pian, New Landscape. Azi New Landscape este o formulă mereu mișcare în care Ana Maria Galea la voce și Daniel Cicoș la pian, în formula de duo sau alături de invitaților, explorează teritoriul atât de ofertant al temelor standard, al compoziției și al aranjamentelor inspirate din folclor. Colaborarea dintre cei doi artiști a început în anul 2008 în zona muzicii jazz standard. La un moment dat, cei doi artiști au simțit nevoia completării formulei de duo și astfel s-a născut ideea de a-l invita să se alăture pe contrabasistul Michael Aker, împreună cu care au susținut primul concert la Teatrul Fix din Iași. După acest moment, grupului s-a alăturat bateristul Tavis Curtun, născându-se în anul 2014 albumul I Know You By Heart, unul dintre puținele albume de jazz vocal standard apărut după Revoluție.